Hristos a înviat, mulțumesc foarte mult Centrului Cultural, doamne directoare, pentru că mi-a oferit această posibilitate să mă adresez dumneavoastră în condițiile dificile în care suntem toți și care sperăm că vor înceta cât mai curând. Și am și eu posibilitatea să spun câteva modeste gânduri și idei legate de o temă pe care o consider de actualitate, și anume libertatea de conștiință și biserica la vreme de încercare. Stimați spectatori, stimați auditoriu, în această temă esențiale sunt câteva concepte, categorii, dar și realități în același timp. Unul dintre acestea este evident conștiința și un altul care este la fel de fundamental se referă la libertatea religioasă, libertatea de conștiință, la biserică ca instituție divino-umană, la biserica ortodoxă în primul rând. Sigur că vremurile sunt vremuri de încercare, vremuri dureroase și pline de tristețe oarecum. Când ne uităm în jurul nostru, vedem că viața normală nu mai este cum a fost, lucrurile decurg altfel decât normalul lor și în firescul lor, oamenii nu mai sunt prezenți în număr mare pe străzi, există o anumită teamă, o anumită frică, o anumită prevedere, au fost impuse măsuri restrictive dure, toate justificate aceste măsuri și starea actuală de pandemia care s-a declanșat și care fără îndoială este o situație gravă, o situație care afectează întreaga umanitate, la care noi trebuie să-i facem față. În acest context rămân câteva valori esențiale, perene, ale existenței umane. Una dintre ele este evident conștiința. Sigur că există definiții, explicații științifice ale conștiinței, dar eu m-aș opri mai mult asupra semnificațiilor lor, semnificații teologice, pentru că mi se pare că aceste semnificații sunt mai aproape de adevărul și realitatea fenomenului și, mă rog, a ceea ce reprezintă conștiința. Spuneau Sfinții Părinți, Părintele Arsenie Boca, că această însușire de mare preț, neprețuită a sufletului uman, conștiința este în primul rând un dar al lui Dumnezeu. Este un dar făcut omului, prin care omul se poate raporta la sine însuși, poate să se raporteze la existența din jurul său, dar poate să se raporteze prin credință, prin rugăciune și la creatorul său, la creatorul sufletului, a conștiinței, adică la Dumnezeu. De aceea este un dar neprețuit, este de origine divină conștiința umană, este o conștiință întotdeauna personală a fiecărui om în parte, fiecare om are propria sa conștiință, este înzestat cu aceasta din momentul nașterii sale și continuă până în tot timpul în această viață și de asemenea conștiința este și premiza existenței în Euharistie, adică a vieții de după viață, cum numesc părinții, a vieții eterne. Explicațiile științifice date conștiinței nu sunt suficiente, explicațiile evoluționiste, de exemplu, nu au putut să ducă la o înțelegere corectă și a conștiinței ca realitate și nici să explice formele de manifestare socială. Ele sunt valoroase, sigur că da, pentru că, evident, leagă anumite funcții biologice de fenomenul de conștiință, dar nu pot duce la o înțelegere completă a acestei realități extraordinare, acest dar deosebit pe care ființa umană îl are. În literatura de specialitate, în doctrină, există explicații psihologice, filozofice, explicații științifice, asupra cărora nu vreau să mă opresc foarte mult, dar asupra cărora vreau să spun doar atât, că ele sunt limitate la posibilitățile rațiunii umane și la limitele firești ale existenței infinite ale omului. De aceea, iată că teologia, revelația divină, ne oferă înțelesurile profunde a ceea ce înseamnă conștiința ca însușire a sufletului nemuritor. Omul
a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, spre asemănarea cu Dumnezeu tinde în infinit, atât în viața aceasta cât și în eternitate, dar chipul și-l păstrează după acum. Ori o expresie a chipului lui Dumnezeu întipărit în fiecare om este conștiința sa, conștiința prin care omul se raportează la sine, la Dumnezeu și la toată realitatea. De aceea, Părintele Arsenie Boca spunea foarte bine că putem înțelege conștiința ca fiind un grai tăcut, adică o modalitate, iată, neexprimabilă, dar totuși atât de bogată în exprimări, prin care omul înțelege, se raportează la tot ce este în jurul său și în același timp este și sediul în care prezența lui Dumnezeu devine o prezență activă, o prezență conștientă, prin faptul că omul, prin conștiință, prin inimă, prin iubire, evident, se poate raporta la Dumnezeu. Este în același timp o chemare lină, cum spune tot același părinte duhovnic Arsenie Boca, întrucât prin conștiință omul se adresează, omul primește chemarea lui Dumnezeu și poate răspunde dacă este în măsură, dacă are potența de a răspunde acestei chemări, să ajungă la Dumnezeu. Aș vrea să mai spun că această departajare între semnificațiile teologice, cele științifice, dintre ceea ce înseamnă explicația creației prin posibilitățile rațiunii umane de cunoaștere și explicația teologică, alta, care depășește posibilitățile rațiunii umane, a fost sintetizată foarte bine și de mari oameni de știință, care spuneau foarte frumos că lumea nu și-are cauza în ea însăși. Alta este cauza lumii, este o cauză exterioară, creația este un act de iubire a lui Dumnezeu, așa cum spune și Sfântul Evanghelist Ioan, al cărui sfântă prăzmuire astăzi o să vorbim, lumea, conștiința, sufletul au fost create de om numai prin iubirea sa nemărginită și necuprinsă. Sigur că atunci când discutăm despre conștiință, ea nu poate fi gândită altfel decât ca fiind o realitate liberă, un fenomen liber. Libertatea este de asemenea un dar de neprețuit al făcut de Dumnezeu omului, posibilitatea omului de a alege între bine și rău, de a alege între Dumnezeu sau de a nu crede în Dumnezeu, de a-L primi pe Dumnezeu sau de a nu-L primi pe Dumnezeu, libertatea de a alege acțiunile sale, modalitatea de a fi, comportamentul său, conduita sa în viața socială. Omul este singura ființă liberă în acest înțeles al cuvântului deplin, pentru că această libertate îi permite o raportare activă, nu ca un simplu individ, nu ca un simplu obiect, un simplu element al acestei realități naturale, a lumii naturale în care trăim, ci ca o persoană, care o persoană care se manifestă conștient prin libertatea sa la tot ce înconjoară și în același timp poate să umple de spiritualitate existența înconjurătoare ca om liber, dacă alege cele bune. Sigur că sunt foarte multe lucruri înțelepte care se spun despre libertate, despre libertatea de conștiință în același timp. Aș reține numai câteva afirmații. Sfântul Isaac Siriul spunea la un moment dat că omul trebuie să se ferească totuși de libertatea cea rea și să aleagă libertatea cea bună, care înseamnă acest contact permanent cu Dumnezeu și cu realitatea din jurul său. Evident că libertatea de conștiință duce și la o transpunere socială, fenomenală a conștiinței noastre, pentru că omul nu trăiește numai într-o pură spiritualitate, este trup și suflet, trupul fiind tot o creație a lui Dumnezeu, și atunci libertatea este și o modalitate de a fi fenomenală a omului în lume, a omului în existența socială. Ca urmare, problematica libertății, inclusiv a libertății de conștiință, este conceptualizată și de norme, de norme morale, de normele juridice și devine o realitate socială, o realitate care are totuși bazele profunde, așa cum spuneam mai sus, nu într-o fenomenalitate exterioară, mecanică, deterministă, ci într-una de altă natură, de natură transcendentală, de natură divină.
Aș vrea să spun că libertatea de conștiință este esențială pentru existența omului. Fără această dimensiune a libertății sale, omul nu ar putea să fie, nu ar putea fi ca ființă, ar deveni un simplu obiect, un simplu, nu subiect, un simplu obiect în legile fixe, repetabile, ale temporalității și ale determinismului. Prin libertate, omul are speranță, are credință, are nădejdea că aceste legi le poate învinge, el este o persoană care este altceva prin conștiința, puterea sa de cunoaștere, prin spiritul său, decât simpla existență obiectivă într-un univers mecanic, dominat totuși de legi repetitive, legi deterministe bazate pe un determinism mecanic. Stimat auditoriu, sigur că situația actuală în care trăim afectează din plin, din nefericire, și libertatea de conștiință. Nu trebuie să uităm, și aș vrea să subliniez încă o dată, că cel puțin în aspectul fenomenal, libertatea de conștiință implică și libertatea religioasă. Libertatea religioasă, de altfel, este poate componenta cea mai importantă a libertății de conștiință, pentru că prin conștiință, prin libertatea religioasă, prin credință, iată câte variante, prin cultul religios, omul intră în dialog cu Dumnezeu. Este vorba, evident, despre dreapta credință și nu despre orice curs sau orice fel de confesiune care, din nefericire, s-au dezvoltat în prezent. În prezent, în situația actuală în care ne găsim, sigur că măsurile restrictive care s-au impus afectează, din păcate, libertatea religioasă, dar și viața bisericii. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte, fără a intra în amănunte, despre ce înseamnă biserica, totuși, cu deosebire biserica ortodoxă, și cum ar trebui să fie privită ea. Răspunsul cred că îl găsim tot în Evanghelie, în spusele Mântuitorului și în spusele Sfinților Părinți. Fără a intra în amănunte, vreau să amintesc această chestiune că Biserica Ortodoxă este trupul lui Hristos. Așa spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni și însuși Mântuitorul a afirmat acest lucru când a spus Sfântul Apostol Petru că pe persoana lui va întemeia biserica lui, care nu va fi învinsă niciodată de către forțele iadului. Este o realitate incontestabilă. Nu se poate trece peste această realitate divină a originii bisericii și a existenței bisericii și, ca urmare, întotdeauna capul bisericii este Domnul Iisus Hristos, iar trupul, membrele sale, cum spun Sfinții Părinți, este comuniunea, comunitatea, oamenii care alcătuiesc acest trup al bisericii. Am vrut să subliniez aceste chestiuni pentru a pune în evidență faptul că biserica ortodoxă nu poate fi confundată cu o simplă autoritate, o simplă instituție, oricare doriți dumneavoastră, prin care statul se manifestă sau societatea civilă se manifestă. Iar această natură divino-umană, care nu poate fi infirmată și care se bazează pe Harul Sfânt, Biserica Ortodoxă, Biserica Creștină a fost întemeiată de Dumnezeu la 5 zecime prin pogorârea Harului Sfânt și, prin urmare, raportarea la instituția bisericii trebuie făcută altfel decât la instituțiile obișnuite, instituțiile statului. Sigur că și biserica, o biserică ortodoxă, dar și alte biserici sunt afectate de măsurile restrictive care au fost luate. Trăim vremuri triste, stimați ascultători, și de aceea spun că este trist atunci când vezi bisericile că nu mai sunt pline de credincioși. Bisericile sunt goale. Slujbele se desfășoară de către preoți, Sfânta Liturghie în special, toate celelalte slujbe, dar aceștia nu se adresează în mod nemijlocit unei comunități. Este trist atunci când s-a auzit în biserici, veniți și luați lumină și n-a venit nimeni. Este de asemenea trist atunci când se aude, după săvârșirea Sfintei Euharistii, apropiați-vă pentru cei credincioși să se dea să împărtăși cu Sfântul, preasfântul trup și sânge al Mântuitorului, și iar nu vine nimeni. Este foarte trist.
Este de asemenea îngrijorător faptul că nu mai este permis accesul în biserici, nici individual oamenilor. Sigur, nici măcar să se apropie, să se închine în fața Sfintelor Icoane sau a Sfintelor Moaște, să se roage, să aprindă o lumânare pentru cei vii sau adormiți, să depună un paraclis și alte asemenea practici ale cultului creștin ortodox. Nu mai este posibil acum. Întrebarea firească care se pune în legătură cu aceste restricții este cât de justificate sunt ele. Sunt normale, sunt firești pentru aceste vremuri? Este în ele să reflecte într-adevăr voința lui Dumnezeu, având în vedere natura divină a bisericii? Sunt întrebări care m-am bucurat să văd că frământă pe multă lume și că unii au avut atitudini, fiecare după conștiința lor, pentru că tot discutăm acum despre libertatea conștiinței în această chestiune. Eu aș vrea să pornesc pentru a răspunde la aceste modeste întrebări, sau profunde întrebări, dar să răspund modest după posibilitățile mele, de la această semnificație deosebită, diferită de o simplă asociere sau o simplă întrunire a credincioșilor în biserică, această natură diferită a credincioșilor în biserică. Spun mari teologi, Sfinții Părinți, că biserica nu poate fi înțeleasă fără comunitatea ei, fără comuniunea ei. Iată, îmi permit în acest sens să dau citire câtorva fraze, după părerea mea, foarte interesante și foarte frumoase, ale unor mari părinți, mă refer la părintele Dumitru Stăniloae, care spunea, referindu-se la simbolul de credință, noi spunem în simbolul de credință, credem în una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. În legătură cu această mărturisire de credință, părintele profesor spunea, dacă prin însușirea unității se afirmă simplu că biserica este una, prin însușirea sobornității se arată de ce natură este această unitate. Ea este o unitate realizată și menținută prin convergență, comuniunea, complementaritatea, unanimă a membrilor ei, nu printr-o simplă alăturare sau printr-o simplă contopire a tuturor într-un tot uniform. Deci sinodalitatea sau sobornicitatea implică sensul bisericii ca întreg organism, adică sinodalitatea sau sobornicitatea exprimă poziția și lucrarea complementară a membrilor bisericii ca într-un corp adevărat. Tot părintele doctor, profesor doctor Dumitru Stăniloae spunea în lucrarea sa Spiritualitate și Comuniune în liturghia ortodoxă, printre altele că aceasta arată că cât de strâns e legată biserica în calitate de trup al lui Hristos, de biserica în calitate de locaș în care își trăiește comunitatea de credincioși, cel mai accentuat caracterului de trup al lui Hristos. Sobornicitatea bisericii ca trup al lui Hristos nu se poate menține fără comunitățile adunate în locașurile bisericii pentru a se împărtăși toate din același trup și sânge al lui Hristos prin preoții și rotonici de episcopi aflați în comuniune. Adunarea credincioșilor bisericii pentru săvârșirea Dumnezeieștei Euharistii vorbește unitatea trupului bisericii. Și continuă părintele profesori, căci într-adevăr un locaș de slăvire al lui Dumnezeu, în care nu se mai adună credincioși, numai un locaș viu sau al lui Dumnezeu, experiat ca lucrător, dezviu. Sigur, aceste remarci le întâlnim și la alții părinți, de exemplu, Sfântul Macarie afirmă, biserica se înțelege în două feluri, adunarea credincioșilor și unitatea sufletului. Iată, stimați ascultători, că comuniunea de credincioși din biserică este cu totul altceva decât o întrunire, o adunare, o ședință, așa cum, din păcate, astăzi au fost asimilate. Comuniunea de credincioși presupune prezența Duhului Sfânt. Este comuniune, nu este nici măcar simplă comunitate, pentru că este această unitate în Duhul Sfânt și în Hristos, care sunt permanenți prezenți acolo. Și prin urmare, măsurile restrictive care vor fi luate în asemenea situații deosebite, ar trebui gândite sau adaptate, ținând cont de această realitate, care este biserica și prezența comunității, a comuniunii de care vorbim în biserică. Tot Mântuitorul spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
adică în biserică, în primul rând. Sigur că transmiterea online sau prin televiziune a slujbelor religioase au fost considerate de unii ca un fel de, ca o modalitate de a înlocui această prezență vie a omului și ca persoană individuală, dar și comuniune în biserică. În opinia mea nu este așa. Mijloacele video sunt utile, foarte bune, pentru că ajută la difuzarea Cuvântului Dumnezeu, dar ele nu pot înlocui comunitatea, ele numai o reflectă. Fără să o poate înlocui, Harul Sfânt nu se transmite video sau prin televiziune. Nu poți să transmiți ființele taine, Sfânta Euharistie în special, numai prin sistemele online. Este nevoie ca cel care crede să fie prezent în biserică, cu deosebire în biserica ortodoxă, care, așa cum spuneam, este biserica apostolică, întemeiată de Hristos, și care păstrează vie tradiția, învățătura lui Hristos și tradiția apostolică. Din păcate, lucrurile stau cu totul astfel astăzi, așa cum și noi s-ați constatat. S-a restrâns total de către stat, prin măsurile aplicate, libertatea de credință, libertatea religioasă și sub aspectul acesta a libertății de cult, a prezenții oamenilor în biserică, în biserica ortodoxă, care aș vrea să mai sublinez acum, referitor la dreapta credință, fără a intra în amănunte, că ea este purtătoarea credinței adevărate, nu pentru că o spunem noi, dar pentru că realitatea o demonstrează. Nu, dau decât un simplu exemplu. Lumina Sfântă la Sfânta Înviere a Mântuitorului la Ierusalim se pogoară numai asupra bisericii ortodoxe de la Sfântul Mormânt, nu și asupra celorlaltor biserici, confesiuni, nici măcar asupra bisericii catolice. Iată, cred eu, o dovadă asupra dreptei credințe mărturisitoare a bisericii noastre și a comunității în același timp. Evident că această tristă realitate are și, să spunem, o semnificație juridică sau o expresie juridică și ar vrea să mă opresc puțin și asupra acestor chestiuni pentru a analiza cât de legitime sunt măsurile dispuse în prezenta situație de restrângere a libertății de conștiință, de restrângere a libertății religioase. Stimat auditoriu, stimați spectatori, există acte normative, din păcate, unele favorabile, unele nefavorabile, dar aș vrea să mă refer în primul rând la dispozițiile Constituției României. Articolul 29 din Constituția României, ca de altfel multe acte, instrumente internaționale și interne, recunosc, consacră libertatea de conștiință. Libertatea de conștiință, inclusiv sub libertatea cultelor, practicării cultului religios, în limitele toleranței și a respectării bunelor moravuri, consacră autonomia bisericii. Și, de asemenea, sigur, se referă la, în același timp, la protecția acestei libertăți, autonomii, de către stat. Evident că sunt reglementări constituționale, valoroase, foarte importante, nu vreau să insist foarte mult asupra lor. Să vedem totuși dacă ele sunt și suficiente în acest timp. Una dintre problemele esențiale în stat și nu numai în societate este separarea bisericii de către stat, de către societate. Într-un fel, această separare a fost instituită însă de Mântuitorul când a spus celor care îi puneau întrebarea să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și de asemenea, Sfinții Părinți au spus că de cezar ascultăm, dar ne închinăm numai lui Hristos. Deci este o separare, totuși, pentru că statul nu se poate confunda cu biserica și nici invers. Biserica nu este o instituție, așa cum spuneam, lumească și o instituție divină. Însă această separare nu a fost făcută în prezent după voința Mântuitorului și după cuvintele lui și ale părinților și a fost realizată în limitele rațiunii umane. Adică biserica are o autonomie care înseamnă un grad de libertate controlat și o poziție subordonată statului totuși. Statul poate interveni în activitatea bisericii, un fapt de necontestat, practic, fie pozitiv, fie negativ. Din păcate, mai mult negativ poate interveni.
Această separare a dus și la un fenomen de laicizare accentuată a societății și a statului, care evident nu a fost dorit nici de Mântuitor și nici de Sfinții Părinții care au urmat. Dar lucrul există și, prin urmare, a fost realizat. Mulți au întrebat în acest context care este cauza care a determinat această pandemie. S-au dat tot felul de explicații. Sigur, o explicație științifică absolută nu există. Eu nu cred că poate exista vreodată. Unii au spus că e vorba de o mână malefică, mă rog. Aș vrea să subliniez numai câteva aspecte, și anume că nimic nu este întâmplător în această lume. Totul se desfășoară după o anumită necesitate, după o anumită paradigmă, dacă putem spune așa, în limbaj teologic, după pronia cerească. Marele gânditor Einstein spunea că Dumnezeu nu dă cu zarul. Și așa este. Deci, această pandemie este îngăduită de Dumnezeu. Este îngăduită de Dumnezeu, nu este creată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate crea răul și El a creat lumea din iubire, dar El poate îngădui anumite încercări, încercările prin care trecem acum, pentru a-L face pe om să revină la Dumnezeu, pentru că El așteaptă, la fel cum se spune în parabola fiului risipitor, necontenind pe om. Sigur, cauzele sunt multiple, laicizarea statului și a societății, depărtarea tocmai accentuată a omului de Dumnezeu, înlocuirea adevăratei credințe cu credința în falsi idoli, în idoli mercantili, în idolii utilității, apariția a multor forme de confesiuni, culte, necredința în Maica Domnului, în cruce, în sfinți, în sfintele icoane chiar. Iată câteva din aceste cauze care, după părerea mea, au determinat această vreme de încercare, a determinat pe Dumnezeu să îngăduie această vreme de încercare. Stimat auditoriu, sigur, spuneam de prevederile Constituției și de mai există și alte acte normative care permit intervenția statului în viața bisericii. Mă refer chiar și la legea cultelor, legea 489 din 2006, și alte acte, această lege a cultelor, publicată, reactualizată, permite în articolul 2 restrângerea exercițiului libertății cultelor. În anumite situații justificate, cum ar fi morala publică, cazuri de apărare a sănătății publice, dar sigur această restrângere trebuie să fie necesară. Este o reproducere oarecum acestui articol 2, al articolului 53 din Constituția României, care de asemenea reglementează în generale condițiile prin care statul, prin măsuri, prin lege în primul rând, poate restrânge exercițiul unor drepturi și libertăți. În baza acestui articol, prin decretul de instituire a stării de urgență, prin ordonanțele militare care au urmat, s-a interzis, practic, oficierea cultului religios și accesul credincioșilor în biserică. Este legitimă, din punct de vedere juridic, o asemenea dispoziție? Eu cred că nu. Și ar fi două argumente asupra căruia aș vrea să insist, sau, mă rog, să le prezint fără a insista în toate amănuntele. În primul rând, natura libertății de conștiință și a libertății religioase. Este un drept natural, așa a fost considerat de toți mari filozofi, mari gânditori, mari teologi chiar. Un drept care aparține de însăși natura existențială a omului. Nu poate fi separat de viața omului, de sufletul omului. Prin urmare, este intangibil, este imuabil, imprescriptibil. Ca urmare, nu ar putea fi restrâns sau condiționat în nicio situație. Sigur, s-ar pune problema ce se întâmplă cu acele confesiuni sau forme de cult care aduc atingere bunelor moravuri, mă rog, au practici contrare ordinii publice. Ele nu sunt îngăduite de stat, ele nu se pot numi culte, ele nu se pot numi ca părți componente ale libertății de credință sau a libertății religioase și, prin urmare, interdicția lor este absolut firească sau neacceptarea lor. Dar vorbim de cele care sunt acceptate. Ca urmare, nu ar putea fi restrânsă. Dar totuși, dacă trecem peste această chestiune și, sigur, trebuie să acceptăm dispozițiile legii care sunt în vigoare în prezent, restrângerea care ar putea fi adusă, chiar și în situații deosebite cum este aceasta, nu ar trebui să afecteze însă substanța libertății de conștiință ca drept fundamental a omului, libertății religioase. Adică nu ar trebui să o anihileze.
Ori, în condițiile în care cultul creștin-ortodox nu se mai poate practica, în opinia mea asistăm de fapt la o încălcare a articolului 53 din Constituție, adică nu numai la o restrângere a libertății religioase, ci de fapt la o anihilare a libertății religioase sub forma cultului religios, sigur, conștiința fiecărui om, aici nu se poate interveni niciodată, nicio împrejurare, și asistăm de asemenea la o atingere gravă adusă unei libertăți fundamentale a omului. Este semnificativ faptul că și jurisprudența constituțională în materie, jurisprudența Curții de la Strasbourg, dar și a Curții noastre constituționale, în diferite ocazii, nu acum, a accentuat că rolul statului vis-a-vis de biserică trebuie să fie unul pozitiv, activ, adică să încurajeze cultul ortodox, să-l sprijine, să-l ajute, nu să-l închidă. Această chestiune este o situație gravă, pentru că, de fapt, reflectă situația în care se găsește toată umanitatea. Adică omul crede că poate să rezolve situațiile, problemele pe care le are și de unul singur, fără Dumnezeu. A întors spatele lui Dumnezeu, ceea ce nu este posibil. Nu este posibil. De aceea noi trebuie întotdeauna să înțelegem, chiar și juridic vorbind, drepturile și libertățile fundamentale, libertatea de credință, libertatea religioasă, în primul rând, ca daruri ale Dumnezeu. Și după care le înțelegem ca drepturile ale omului, care ar trebui să corespundă acestor daruri. Totul nu se întâmplă așa. Din păcate și problematica drepturilor și libertăților fundamentale tinde spre o zonă raționalizată, o zonă în care predomină numai rațiunea umană, în care tehnologia este marcată și totul se afirmă sau se justifică în baza unei așa numite globalizări sau comuniuni, care par practic sterge individualitățile și persoana, a unei toleranțe care este înțeleasă altfel decât toleranța bună, creștină, ortodoxă, de care au vorbit Sfinții Părinți. Einstein spunea că în prezent, se referea la prezentul lui din anii 60, tehnologia a depășit umanitatea. Ce ar spune dacă ar trăi Einstein acum? Unde mai? Ar spune că umanitatea probabil că nu mai există, umanitatea aceea frumoasă, pură, curată, în care omul a fost înzestrat și creat de Dumnezeu. Este trist că se întâmplă așa, este trist că nu sunt respectate dispozițiile constituționale, tradițiile constituționale, mai bine zis. În legătură cu această chestiune, aș vrea să spun că toate constituțiile române din perioada antebelică și interbelică au consacrat, evident, libertatea de conștiință, dar au consacrat în același timp și poziția dominantă a bisericii ortodoxe, a cultului creștin-ortodox, deoarece credința ortodoxă este o realitate, o realitate care, practic, o regăsim nu numai ca afirmație juridică, dar o regăsim ca și prezență milenară în cadrul poporului român. Iată, în Constituția României din 1866, în articolul 5, aliniatul 2, se menționa expres că religia creștină ortodoxă este religia unei majorități a românilor. Biserica ortodoxă este biserica dominantă în statul român. Acelea dispozițiile le regăsim și în articolul 22, aliniatul 3 din Constituția din 1923 sau în articolul 19, aliniatul 2 din Constituția din 1938. În prezent nu mai găsim nimic de acest fel. Constituția română nu mai consacră o astfel de realitate, de altfel nici documentele internaționale. Tot s-a oferit să afirme în documente juridice oficiale că Europa este un continent al creștinătății. Tot s-a oferit să mai exprime în documente oficiale că în Europa civilizația dominantă, milenară, cultura milenară a fost una creștină. De asemenea, și Constituția României nu face rabat sau excepție de la această regulă. Este un refuz, este o prigoană împotriva dreptei credințe a creștinismului. Este o tendință de a transforma totul în obiect, fără a mai ține cont de subiectivitate și de persoana omului, de a considera că libertățile umane, drepturile umane, există prin ele însele și fără niciun fel de raportare la originea lor divină. În încheiere, aș vrea să mai menționez câteva chestiuni care, pe mine personal, m-au tulburat, m-au frapat, m-au interesat. Este foarte interesant că toți voievozii români, marea majoritate, principii români, au fost creștini ortodoxi, buni creștini, practicanți. Unii dintre ei sunt martiri, au murit pentru Hristos în chinuri și ca atare sunt pomeniți de către Biserica Ortodoxă în rândul martirilor.
Foarte interesant este că și regii României, toți au fost creștini ortodoxi, deși proveneau dintr-o cultură germană, o cultură de factură catolică, dar n-au avut niciun fel de rezervă să îmbrățișeze credința ortodoxă cu sinceritate și și-au manifestat-o ca atare prin tot sprijinul pe care l-a acordat Bisericii Ortodoxe. Este cunoscută deviza lui Carol I și a casei regale, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Care e realitatea acum? Evident că asistăm la această separare a statului de biserică, această laicizare a bisericii, a faptului că nu mai avem conducători, oameni politici, demnitari, care să mai aibă conștiința dependenței de Dumnezeu. Sunt foarte multe pilde în Evanghelie. Vernicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, vorbea de un model al democrației, bazat pe valorile creștine, nu un model al democrației creștine în sensul partidelor care au fost. Și acest model se baza pe pilda pe care a spus-o Mântuitorul, sau mai bine zis pe cuvintele sale, la Marcu, în Evanghelia de la Marcu, se găsesc că cine vrea să fie întâiul, să fie ultimul, și cine vrea să fie stăpânul, să fie slugă tuturor. Așa trebuie să fie și conducătorii de astăzi. Adică să aibă conștiința lor, în conștiința lor, evident, că îi slujesc tuturor și nu că își afirmă propria lor autoritate, aroganță, orgoliu sau că pot să conducă și fără Dumnezeu, cum din păcate se întâmplă astăzi. Poate că deviza actualilor politicieni pe care îi avem și a multor altora care au fost după anii 20 ar fi că totul se poate fără Dumnezeu, față de, cum spuneau ceilalți de dinainte, nihil sine Deo. Sigur că au mai fost și excepții, mă gândesc la Corneliu Copostul sau alții ca el, dar acestea sunt excepții. Stimați spectatori, telespectatori, stimați auditoriu, iată care sunt în opinia mea niște realități dramatice, crude, care din păcate se manifestă în această vreme de încercare. Este păcat că s-au făcut și multe abuzuri, credincioșii care au fost scoși cu forța din biserică de către jandarmi s-au împiedicat să depună un acatist sau să aprindă o lumânare. Este regretabil. Sunt abuzuri evidente și care demonstrează puterea discreționară a statului chiar și în aceste momente. De aceea, exact după cuvintele Mântuitorului, ar trebui să ne întoarcem cât mai repede în biserici, să ne întoarcem la dreapta credință pentru a avea speranță că lucrurile vor intra normal. Evident că este nevoie și de efortul omului, evident că sunt necesare măsuri de protecție, sigur, poate chiar și în viața religioasă. Nimic nu se poate face numai din lucrarea lui Dumnezeu, e nevoie și de lucrarea omului. Dar toate acestea trebuie gândite, adecvate, raportate la ceea ce este firesc și nu la ceea ce este nefiresc, la necredință sau la forme exterioare care nu țin de firescul lucrurilor. Mulțumesc pentru atenție!